M-a fost pe stadionul din Neamă împreună cu Leo, Franci și Cristi. Astăzi vom concura pentru niște mystery boxuri pe care le vom da la oamenii neajutorați de pe stradă. Va trebui să dăm vincul Tami Popescu. După cum puteți vedea, am pus niște ținte. Înainte de toate, nu uitați să dați un like, să treceți și până aici pe canal. Hai 1000 de like-uri acolo, băieți. Vă rog, introducerea să intrăm direct în pâine, pa, pa. Meu este Leo și astăzi cred că să câștig 4 din cele 4 cadouri. Băi, eu sunt Cristi și bă, măcar un cadou să iau. Sunt Franci și cred că o să câștig un cadou. Băieți, eu sunt Ștefu și cred că o să câștig toate cadourile. O să-i distrug absolut pe acești băieți din spatele camerei. Ștefan Târnovan. Hai să-i dăm drum. Băieți, în momentul ăsta avem aici căciula misterioasă cu bilețele. Vom trage pentru a vedea de la ce distanță să dăm șuturile. Începem cu Leo. Hai băieți, să vedem. Primul bilețel. Primul bilețel. Nu, stai, că am luat două din greșeală. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, hai. Și de oriunde din afara careului. Perfect. Deci, eu dau sau nu? Dăm tu toți? Dai. Tu dai. A, eu dau de oriunde din afara careului. Păi mi-a picat bine, mi-a picat bine. Perfect. Acum trag eu, am tras eu. Și după hai, Cristi. Avem, ia, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Șeful, Ștefu. Un metru. Un metru. Ma, păi le-a făcut. Păi, nu, dar n-are cum, n-are cum. Păi da, e imposibil. Are cum la astea n-am voie, la astea n-am voie. A, bine, uite, uite. Trebuie deci, să dau la ale de sus. Ia, filmează aici. Deci n-are voie la astea mici. Are voie numai la astea. Un metru vine cam de aici. Ceva de genul ăsta. Cam așa, cam așa. Practic trebuie să dea scărița așa. E, bă, dar e ușor, mă, e ușor. First try, băieții. Cristi, ia, trage și tu aici. Pe ăla stai că l-am tras eu. Pe de ce l-ai făcut? Vrei să ajut eu? Da, așa, așa. E de soltă. Hai să desfac eu pentru Cristi. Hai, băieții, dacă am ghinea, nu înjur pe Leo. Și? Nu, nu, hai, okay, da. Același. Da, da, tu. Dacă l-ai pus, ia tu, ia tu, ca să nu zici că e blat. Okay. Ia să vedem, ia să vedem. Ce blată la mare tu? Vinclu ăla Tavi Popescu. Acolo în 2 contra 1, dar Tavi Popescu are altă idee. Și are o idee genială. Adică trebuie să dai numai la vinclu, practic ca să înceapă. Păi m-a nimerit. Vine Cristi acum, Popescu. Și acum prietenul meu Franci. Da, operație. Trage, prieten. Hai, bag acolo, bag acolo. Hai, fără milă. Ia să vedem. Vino, să vedem. Oare ce-o fi? Cred că penalti. 45 de metri. 45 de metri. Incredibil. Ce de la mijloc, nu? De la linia aia, gen. Mamă, Franci, ce să zic, aia a fost. Bă, ai ghinion, n-am ce să fac. Hai că trag eu primul, dacă tot am tras primul bilețel. Așa, băieți, cum eu pot să dau de oriunde vreau, pot să dau de aici frumos, de la cam 18 metri, ceva de genul. Și o să țitesc un vinclu, să fie frumos acolo pe tine. Nu nimerește niciodată, vă zic eu. Ba, da, da, eu zic. Oho, dar am vinclu aia. Ce ziceți, băieți, mai lăsăm o dată să mai dea? Mai lăsăm vreo zi până de 1000 years later. Deci cu primul șut a fost un dezastru total. Acum sper că acest fular norocos să-mi poarte noroc și să dau și eu frumos într-o țică. Hai, deci tot vin. Bă, l-ai nimerit, l-ai nimerit, bravo. E bine că a dat și în vin, dar e bine că a dat. E bine, băieți, a... Trebuie să dau ca Neymar, eu te-ți dau ca Neymar de România, pentru că vă dați seama. Am tu cadou de la tine, Moș Crăciun? Tavi Popescu în mizerie. Oho, ia și mingea, tati! Băi, Cristine! Mamă! Ne-a făcut de râs, Cristian. A uitat fotbalul, gata. Dacă nu, dar acum trebuie să ștergi canalul de YouTube. Da, ștergi canalul dacă doar. Ai grijă. Cristian, la balon. Șutează și execuție de milioane. Aia, da bar, mă, care. Crossbarul se mai pune încă o dată. Încă o dată. Adversar în față, driblează, extraordinar. Bă, du-te, mă, și șutează și extraordinar, ratează din nou și din nou și din nou și din nou. Incredibil așa ceva. Eu zic să zici că dai în vincul, ca să dai măcar într-un post de ăla. Și uite, acum dau și eu un șut, uite. Acum să-l învăț pe Cristian cum se face. Așa, exact așa trebuie, așa trebuie să stai și tu. Ai învățat? Da. Acum că m-am învățat, Leo. Te-am învățat cum să nu dai. Hai. Da. Mi-am dat mai bine, sincer, eu așa cred. Bă, Cristi, stăm aici până dimineață. Băieți, eu văd că Cristi se agită, așa, nu poate să dea, pur și nu poate să dea. Și am decis, emoționat la clipul. Mar, te canalizezi. Eu am învățat de la Ronaldo, mai bine. Hai, Ronaldo, hai că ai și ghetele alea frumoase. Ia dă-te acolo, că nu plâni, nu plâni. Ia. Așa. N-a fost rău. 1000 years later. Lasă. Ștefan Târnovan.
A dat frumos. Bă, băieți, după cum se vede, băieții ăștia nu prea au treabă cu fotbalul, așa că trebuie să le ofer eu o șansă aici. Ce că dăm vincul mai devreme și a dat jos. Tavi Popescu, da? Fiți atent. Octavian! Mamă! Deci că nu știu că am colos, bă. Da, mă, dar a fost frumos. Ai uitat challenge, ai uitat. A fost mai frumos decât toate. Mulchi, am bă, pe bă, dar le dau numai acolo, să mor eu. Bun, bun, bun. Aproape, aproape. Hai că... Șefule, trece aici, bă, n-am dormit. Vezi, nu știu ce are, dar nu merge pur și simplu, dăm gol. Nu merge să dăm gol astea aici, să facem. Hai să-l vedem pe reu, hai. Trebuie să salvezi clipul, ia, ține asta. Ține așa. Am onoarea de a primi acest fular. Vezi că ea prietenii mele, să ai grijă de el. Alu... Cum o cheamă pe prietena ta? Ali, Ali. Deci, ai voce, da? Hai, Franciu, iubește-ne și dă un șut ca lumea. Bă, a nimerit? Mamă, ce aproape. Dai tu? Mai dau eu dată, n-am ce să faci. Haideți, băieți, mă. Hai, Ștefule. Două din free kick, lovitură liberă. Hai, concentrează-te, te rog eu frumos. Lasă-te pe ea. Lasă-te pe ea, hai. Bă, dar n-ai mâncat, mă, Ștefule. Băi, băi. Uite, da, să-i Dinamo Liga 3. Am și dat mai mult. Da-i Dinamo Liga 3. După multe încercări eșuate, a venit și vincul mult așteptat. Centrare careu și Octavian Popescu, preluare și să vedem ce șut! Octavian Popescu, preluare și să vedem ce șut! Atins. Regele. A dat Cristi. Pasa a fost bună, vezi că pasa a fost. Acum am zis, regele. Gavi nu poate singur decât cu Coman, companie, cu ăștia. Aia, am zis eu, mă, Tavi Popescu și de-aia s-a canalizat în creierul tău, a făcut, eu sunt Tavi Popescu și de-aia e de acolo. Fizician, fotbalist, tot ce vreți. Da, băieți, acum, hai, urmează să încercăm să dăm de la un metru, de unde am luat eu challenge-ul. Hai. Hai să vedem dacă putem. Oh, hai că n-ai fost departe. Aproape, a fost ok. Bă, să zic că n-ai fost aproape. Hai că încerc și eu, băieți. Ca așa te dai jos. Bravo. Dar hai să dea Ștefu mai bine. Fără sărăi, băieții. Bă, dar dă-mă aici. Încă o mai încă. Mă, de-aia încerc o dată să dai tare. Dar nu tare, așa mai tare, gen. Eu zic că mergi. Bine. A nimerit. Mamă, ce ești, a fost bară. A nimerit, bă. Mai tot o dată că a fost bară. Nu, mă, băieți, a nimerit. Băieți, acum urmează să dăm de la 45 provocarea lui Franci. Franci o să dea primul. Eu zic că o să stăm o oră pe challenge ăsta. Deci dați acolo like, că-s grele clipurile astea. Hai, Franci. Deci dacă o dai pe asta, ai tot respectul. Ia uite în prima. Wow! Băi, nebun. Gata, hai să trecem la ultimul gol, băieți, gata. E de ajuns. Cred că dau și eu. Băieți, am filmat clipul, acum ne auzim pe stradă când o să dăm cadourile astea la oamenii nevoiași, care chiar au nevoie de ajutor. Uitați aici, mai filmăm câteva clipuri cu Cristi și cu Leo. Da, like acolo, acolo, pentru partea a doua, facem, nu știu, la anul. Așa, băieți, ne auzim mai pe seară, papa. Ce să dai prima oară cadou la un om sărac? Poftim. Mulțumesc frumos, Doamne ajută, pupați-aș. Așa.
Acum suntem pe stradă, avem aici cadourile pentru oamenii nevoiați. Avem aici cadourile unul de fiecare, ca să fie frumos. Și vom încerca să găsim niște oameni pe aici, care să le facem Crăciunul mai frumos, mai fericit. Ce mai zici mai așa? Să trăiești Crăciun fericit, domnule. Crăciun fericit. Ce mă, s-a făcut roșu? Să vă mai dau unul? Da? Da, da. Uitați-vă. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Hai că vreți. Uitați-vă. 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 Crăciun fericit. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Bun, băie, sper că v-a plăcut această super inițiativă de Crăciun, unde am adus pe Cristi, Leo și Franci. Am muncit foarte, foarte mult pentru acest video și aș aprecia enorm dacă ați da un like și v-ați abonat cu clopoțelul activat. Aveți canalele celor care au apărut în videoclipul de astăzi în descriere și chiar aici pe ecran în momentul de față. Până atunci, dacă v-a plăcut acest videoclip, vă recomand să vedeți și pe acesta pentru că este foarte, foarte mișto. Ne auzim pe data viitoare, sărbători fericite, pa, pa!